Un alt accident rutier s-a produs în această dimineață pe raza județului Mehedinți. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma accidentului au rezultat 3 victime conștiente cu politraumatisme. În această dimineață, accidentele s-au ținut lanț în județul Mehedinți. Pompierii mehedințeni au intervenit pe DN6 pentru salvarea victimelor în comuna Butoiești cu auto specială de lucru cu apă și spumă cu modul de descarcerare și o ambulanță Smurd. A fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma accidentului au rezultat 3 victime conștiente cu politraumatisme. În această dimineață, 2 echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spumă cu modul de descarcerare și o ambulanță Smurd pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe drumul național 6 pe raza comunei Butoiești. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto și a altor 2 pasageri. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Paramedicii Smurd și echipajele SAJ au acordat primul ajutor medical victimelor. În accident au fost implicați 2 bărbați cu vârsta de 21, respectiv 41 de ani, și o tânără cu vârsta de 19 ani. Ulterior, persoanele au fost transportate la spitalul din Filiaș. Cea de-a 4-a persoană implicată în accident a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului.